Citire din cartea profetului Ieremia. Dușmanii mei au zis: veniți să facem planuri împotriva lui Ieremia, căci legea nu va pieri din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți și nici cuvântul din lipsă de profeți. Haideți să-l lovim cu limba și să nu ținem cont de nici unul dintre cuvintele sale. Ține cont de mine, Doamne, și ascultă glasul cauzei mele. Oare se răsplătește binele cu răul? Ei au săpat o groapă pentru sufletul meu. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine în favoarea lor și să fac să se întoarcă mânia ta de la ei. Cuvântul Domnului. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Fă-mă să ies din lațul pe care mi l-au întins, căci Tu ești tăria mea. În mâinile Tale mi-ncredințez Duhul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Când aud învinuirile multora, groaza mă înconjoară, când împreună se înțeleg între ei împotriva mea, uneltesc să-mi ia sufletul. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun: Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Mântuiește-mă, Doamne, în îndurarea ta. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, urcând Iisus spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei 12 discipoli și le-a spus pe drum: iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor. Îl vor condamna la moarte, îl vor da pe mâinile păgânilor, ca să fie batjocorât, biciuit și răstignit, dar în a treia zi va învia. Atunci s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. El i-a zis: ce vrei? I-a spus: poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta în împărăția ta. Atunci Iisus, răspunzând, a zis: nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care am să-l beau eu? I-au spus: putem. El le-a zis: potirul meu îl veți bea, însă a sta la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu. Când au auzit ceilalți 10, au fost cuprinși de indignare față de ceilalți 2. Dar Iisus, chemându-i, le-a zis: știți că cei care conduc neamurile le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru, și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru,
așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucernici părinți din altar, dragi credincioși, am vocea puțin afectată, dar sper să mă fac înțeles. Când v-ați plâns ultima dată și a spus, nu mai pot, s-a terminat. Sper că n-a spus astăzi. Sau de câte ori a spus în viață, sunt la capătul răbdărilor, sunt la capătul puterilor, îmi iau zilele. Da, noi ne uităm azi la statuia a treia, stațiunea a treia. Este o stațiune a căderii. Da, o să spuneți că nu apare în Evanghelie niciodată așa ceva, locul sau locurile celor trei căderi. Însă, argumente sunt enorm de multe pentru ca să poată exista căderea. Aș vrea să vedeți și să mergeți cu mintea împreună cu mine la tot ce s-a întâmplat înainte. De joi seara, era vineri după amiază de acum, nu mai mâncase nimic, flămând. Fusese o noapte tristă de singurătate, undeva într-o peșteră, undeva unde era mizerie, singur, nedormit. Fusese apoi batjocorit, pălmuit, lovit de soldați acolo jos, la Litostrotos. Mai mult fusese biciuit, sângele era din ce în ce mai puțin. Nu era o rană, printr-o rană, repede vedem că pierdem sânge, ne curge sânge din nas, repede ne-am speriat, pierdem sânge și amețim, nu? Imaginați-vă că fusese o biciuire adevărată, ba chiar unii mai duc și ideea că au fost bice cu fire de plumb la vârf, iar unele sfinte vizionare spun că loviturile se ridică peste 1000. Greu de imaginat. Iată-l acum în fața mulțimii, îmbrâncit. În Evanghelie apare și cuvântul legați. Să nu uităm apoi, nu băuse nimic și este vântul de primăvară la Ierusalim, acel vânt care usucă absolut totul. Mulțimea de răni, nu una. Hai să facem câteva comparații. Dacă ne strânge un pantof nepotrivit, văleu, e durerea de pe lume. Dacă ne doare un dinte, nu dormim o noapte. Dacă ne-am înțepat într-un cui sau într-un spin, se umflă repede. Și aș putea continua. Fiecare organ are durerile sale. La Iisus erau toate acestea. Iar lipsa sângelui, așa cum știți, care este vital, era în mare măsură pierdută. Și iată-l acum pornește la drum. Un drum, dar nu așa bine mersi, cu o cruce în spate. Altă problemă, greutatea. Greutatea unui obiect, cum să-l duci? Ai răni peste tot și nu poți să pui pe rană povară. Nu poți să pui pe rană ceva care afectează și apasă rană, nu? Și aș putea continua. Mă opresc, că e destul. Și pornește la drum. Cum vine drumul acela? Sigur, puțin se urcă și apoi se coboară. Așa este configurația terenului, pentru că trebuia să fie casa lui Pilat pe un fronton mai înalt, pe un fel de ridicătură, ca să se vadă tot împrejur. Și de acolo se coboară până la o întretăiere de drumuri. La această întretăiere de drumuri, probabil, era și multă lume, veneau și plecau, treceau în stânga și în dreapta, soldații îl împingeau să meargă mai repede, că era timpul de acum trecut, evreii se grăbeau că venea sâmbătă, hai repede, repede, și iată un alt element, graba, și cade. Vă
imaginați, logica și argumentele sunt suficiente, cred. Astăzi, la stațiunea a treia, există un fel de convent, o biserică a armenilor uniți, armeno-catolicii, care au făcut acolo o biserică, un loc de adorație. Este un loc în care chiar se poate puțin retrage în rugăciune credinciosul care face calea crucii. Iar de afară se vede doar un bazorelief destul de mic, de un metru, care îl arată pe Iisus căzut sub povara crucii. Am vrut să prezint toate acestea din două motive. Unul, să nu ne mai plângem. Niciodată, cred că spunea cineva, nu o să suferim cât a suferit Iisus Hristos. Nu se compară suferința Lui cu a noastră niciodată. Așa cred eu cel puțin. În al doilea rând, noi nu știm să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi. Adică cât de scump a fost să fie răscumpărat păcatul nostru. Cât de mult l-a costat pe Dumnezeu ca noi astăzi să fim creștini și cu speranța învierii. Pe de altă parte, în al doilea rând, aș vrea să spun că este poate cea mai mare încurajare în fața disperării. Este cea mai mare încurajare în drumul nostru de suferință. N-am suferit cât Iisus, dar n-am spus niciodată că nu suferim. Toți suferim. Ba chiar câteodată ajungem la momente grele și s-ar putea să cădem. Cădem foarte des. Cădem în păcat, cădem în sub greutatea zilelor pe care le avem, a necazurilor, a problemelor care ne apasă, survin asupra noastră. Avem multe motive să cădem și cădem. În acest moment al căderii, mai trebuie spus ceva. Iisus are atâta putere, dar nu cred că putere, două argumente are. Are tinereța care e de partea Lui, are doar 33 de ani și mai are voință. Vrea să meargă mai departe. Ei, aici este problema. Pentru noi creștinii, ce facem în momentul căderii? Sunt două grupuri. Unii spun, m-am săturat, nu mai fac nimic, nu mai merg nicăieri, ce o fi, o fi. Iar alții spun, trebuie să merg mai departe. Trebuie să-mi continui lupta mea, lupta pentru familia mea, lupta pentru copiii mei, lupta pentru credința mea, lupta pentru viitorul meu, lupta pentru mântuirea mea. Trebuie să o continui. Și aici este diferența dintre creștini. Creștinii care cad și creștinii care nu cad. Sau nu, creștinii care cad, dar știu să se ridice, să meargă mai departe. Care sunt căderile noastre? De multe ori cădem în disperare din cauza soldaților din jur. Iisus a căzut din cauza soldaților. Cine sunt soldații? Pentru noi. Pot fi oamenii din jur care nu ne vor binele niciodată. Se povestește despre un tânăr care povestește următorul lucru. Este un tânăr olimpic. Spune așa. Când era prin clasa a treia, un profesor, după aceea s-a luat și el după celălalt, i-a spus de vreo trei ori, prost mai ești. Copiii, colegii au auzit și au început să-i spună și ei, prostule, prost mai ești. Acest băiat de clasa a treia zice, mi-a fost așa de greu și nu știam să mai este aici. M-am închis, părinții mă întrebau ce am, nu știam să le spun. Într-o zi, zice, m-am dus la părintele și părintele mi-a văzut, dar nu ești în toate apele tale, mi-a zis. Și lui am povestit. Părinte, nu mai știu ce să fac, nici nu mai merg la școală, cred. De ce? Uite, așa și așa am pățit, așa mi-a zis. Părintele a zis, fii atenți, vom organiza aici o serbare și ție am să-ți dau rolul principal. Va fi lung, trebuie să-l înveți. Dacă ai să-l înveți și să-l joci bine, am să spun eu după aceea la toți copiii, uitați-vă ce băiat deștept.
Și într-adevăr a fost o piesă frumoasă, religioasă, unde el a jucat rolul unui preot. Un preot care trebuia să apere pe cineva, în fine, lungă. A învățat-o perfect, a jucat-o bine și părintele la urmă l-a scos în fața tuturor copiilor din sat și a spus: cel mai deștept băiat din sat. S-a schimbat absolut totul și zice: am reușit datorită părintelui să mă ridic din căderea mea și astăzi sunt eu. Da, niște copii sau un profesor a fost pentru el un soldat, din păcate. Mai sunt și alți soldați pentru noi. Grijile. Ne facem griji multe și pentru că nu le reușim pe toate, cădem. Cădem și nu mai dormim noaptea. Mai sunt fricile. Vai ce va fi, vai ce se va întâmpla. Mai sunt și problemele care apare adevărat, fie ele și financiare, fie și familiale. Câte persoane n-au căzut din cauza unui divorț nedorit, din cauza unui copil bolnav și așa mai departe. Dar în privința aceasta, toate aceste persoane, dacă în acel moment știu să spună, se uită la stațiunea a treia și spun: Iisus a ridicat și a mers mai departe, va avea puterea prin credință să se ridice. Și am să închei cu un articol pe care l-am citit azi despre o fetiță de 11 ani. Este povestea unui medic oncolog din Brazilia. Sper că poate l-ați văzut și dumneavoastră. Acest doctor zice: eu am avut în viața mea foarte multe cazuri, așa am fost eu, medic pediatru pentru oncolog. Și am văzut multe cazuri de copii bolnavi, disperați. Și zice, într-o zi totuși am ajuns într-un salon și o știam pe această fetiță, avea 11 ani. Și am văzut-o zâmbind totuși. Și am întrebat-o: nu ești tristă? Zice: nu, mama e tristă, merge și plânge pe hol. Dar tristețea este iubirea care rămâne, pentru că eu, și aici citez, când voi muri, mă gândesc că mama mea va fi foarte tristă și că va avea multă nostalgie, dar mie nu mi-e frică de moarte, pentru că eu nu sunt născută pentru această viață. Speranță de copil, dar o speranță care și pe mine m-a bucurat azi și aș vrea să o aveți toți. Speranța că orice cădere a unui creștin este de fapt o șansă de a se ridica pentru veșnicie. Lăudați să fie Iisus Hristos!